Bun găsit, prieteni! Eu sunt Tudor Curtifan, suntem în cadrul emisiunii Obiectiv Euroatlantic în direct pe canalele Defense România. E prima ediție acestui an, anului 2023, prilej cu care numele întregii echipe vă doresc un călduros la mulți ani, multă sănătate, tot ce vă doriți, pentru că va fi un an dificil, atât din punct de vedere geopolitic, economic, geostrategic. Avem un război care, iată-ne, suntem aproape la un an de la invazia neprovocată a Federației Ruse în Ucraina. Vom discuta despre perspective și evoluția acestui conflict cu domnul George Scutaru, fost consilier prezidențial, director general al reputatului think tank New Strategy Center. Domnule Scutaru, vă mulțumesc că ați acceptat invitația pentru această primă ediție a Obiectiv Euroatlantic. Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație și la mulți ani tuturor celor care ne urmăresc și, într-adevăr, să sperăm că avem un an mai bun. Să sperăm, la mulți ani și dumneavoastră. 2023, domnule Scutaru, suntem, iată, luna viitoare la un an de la cea mai mare criză de securitate după cel de-al doilea război mondial, un război de cucerire, în adevăratul sens al cuvântului. Și la ce să ne așteptăm? Sunt lupte foarte dure la Soledar, la Bahmut, exact când vorbim, citeam un raport al Institutului pentru Studiul Războiului din Statele Unite în care preciza că e posibil ca Federația Rusă să controleze Soledarul. Acolo e un carnagiu, e un carnagiu efectiv, dacă nu știu cum să spun. Cred că Federația Rusă încearcă să rupă linia frontului punând presiune prin factorul uman, pentru că sunt trimiși efectiv la moarte mii de soldați și Bahmutul rezistă deja de 6 luni. Pe de altă parte, în sud, Ucraina a reușit la finalul anului să avanseze. La ce să ne așteptăm în 2023? Cum vedeți evoluția acestui conflict? Să pornim de la bun început, la ideea că niciunul dintre combatanți în acest moment nu dorește să se îndrepte spre o soluție diplomatică. În cel mai fericit caz, putem asista la un asemenea deznodământ în a doua jumătate anului acesta. În acest moment, fiecare parte, atât Ucraina cât și Rusia, încearcă să obțină niște avantaje pe teren. Ucraina dorește să-și maximizeze succesele începute anul trecut și să, în primul rând, să reziste acestei ofensive a Rusiei și totodată să continue recucerirea teritoriilor. Din punctul de vedere al Ucrainei, și sunt lucruri pe care ei le-au afirmat public, o victorie a Ucrainei, din punctul lor de vedere, înseamnă recucerirea tuturor teritoriilor care au fost ocupate, anexate ilegal de Rusia, inclusiv Crimea. Este previzibil că atunci când Ucraina va avea forța necesară, și aici trebuie să vedem acest lucru legat și cu livrările de blindate pe care le-a început Occidentul, cel mai probabil Ucraina va dori, în primul rând, să întrerupă acel canal cu alimentare cu apă al Crimeei. Este vorba de acel canal care începe de la localitatea Novokahovka, care leagă Niprul de Crimea. Crimea are un sol arid și nu are surse importante de apă dulce, astfel încât să izoleze alimentarea cu apă potabilă și cel mai probabil să întrerupă acel culoar terestru. Singurul succes strategic pe care Rusia l-a obținut în acest aproape un an de război a fost legat printr-un culoar terestru a Crimeei de Donbass. Este un culoar important și cel mai probabil Ucraina s-ar putea să aibă în vedere o ofensivă care să elibereze energodarul și practic să scoată din mâinile rușilor acea centrală nucleară și de asemenea să întrerupă culoarul terestru până la Melitopol. În acest fel, Crimeea ar fi izolată. Singura legătură cu Rusia urmând să se mai facă doar prin podul de la Kerch, de peste strâmtoarea Kerch, pod care a fost odată afectat de o acțiune de sabotaj, cel mai probabil în măsura în care Occidentul va livra și rachete cu rază mai lungă de acțiune, podul acesta ar putea fi din nou bombardat. Ei încearcă practic să repete la o scară mai mare ceea ce se întâmpla la Kherson, când rușilor le-a fost evident că nu mai pot să apere Hersonul, acel cap de pod, și au trebuit să retragă. Asta ar fi, să spunem, ca și evoluție pe teren. Din punctul meu de vedere, pe de altă parte, și sunt foarte sugestive
acțiunile făcute de, avute în vedere și de leadership-ul rus de la sfârșitul anului. În primul rând, să ne reamintim de acea întâlnire a lui Putin la Colegiul Ministerului Apărării, când s-a anunțat decizia majorării trupelor ruse numărului oficial până la 1,5 milioane de militari. De asemenea, sunt informații din ce în ce mai clare că va urma o nouă campanie de mobilizare. Deja pe social media în Rusia circulă diverse informații că în cadrul întreprinderilor se pregătesc liste. De asemenea, ieri un parlamentar rus cu o poziție importantă, este vorba de șeful Comisiei de Apărare din Duma de Stat, a anunțat că din aprilie cel mai probabil se va mări vârsta pentru încorporare de la 27 la 30 de ani. În acest moment în Rusia încorporarea se face de la 18 la 27 de ani. Acești 3 ani sunt importanți, fiindcă din punct de vedere demografic segmentul înseamnă circa 300.000 de tineri ruși în plus care ar putea fi încorporați. Ei au un sistem de conscripție bianual, primăvara și toamna. În acest moment ei incorporează undeva cam 120.000 de oameni. Deci ne putem sunt diverse semnale, iar mesajul pe care Putin l-a dat în ziua de 31 decembrie de anul nou este cât se poate de clar, inclusiv aranjarea în scenă. Să ne aducem aminte imaginea cu Putin având în background, în spatele lui, grupul de militari, mesajul pe care l-a dat și este un... Aș vrea să mă refer la o propoziție spusă de el. Ne luptăm să apărăm oamenii noștri din teritoriile noastre istorice ale noilor subiecte ale federației. Deci tot timpul Putin și Rusia fac recurs la acest drept istoric, ceea ce este foarte periculos, fiindcă de-a lungul istoriei Rusia s-a întins, cum să spun, a avut și Finlanda înglobată. La un moment dat a avut și statele baltice, a avut și Republica Moldova, guberna Basarabia, care era din 1812 până în 1918, a fost partea teritoriului rus, Odessa a fost partea Imperiului. Deci oricând ei pot pretexta, dacă realitatea militară în teren le-o va permite, că ceea ce fac este o anexare justificată, un drept istoric, ca pe care ei îl pun în practică. Deci este o abordare foarte periculoasă. Acum, ce ar trebui să facem noi? Mă refer la noi ca și Occident. În primul rând, cred că este vorba de menținerea solidarității. Dacă rușii nu au performat din punct de vedere militar și sunt semnale că le va fi greu și de acum înainte, ar trebui să ne gândim că totuși, din punct de vedere a războiului hibrid, pun probleme. Mă refer la campanii de dezinformare, mă refer la folosirea energiei ca și armă de influență, la diverse presiuni politice, la folosirea celor agenți de influență pe care i-au creat și i-au păstrat și i-au încurajat de-a lungul anilor în vestul Europei. Să ne gândim doar la pleiada de oficiali austrieci, spre exemplu, sunt foști trei cancelari austrieci care de-a lungul timpului au beneficiat de locuri bine plătite în consilii de administrație la Rosneft sau la compania de căi ferate și arată o legătură, cum să spun, văzută, dar mai ales și nevăzută între politicienii austrieci și ruși. S-au întâmplat lucrul acesta și în alte țări. Deci este vorba de menținerea acelei solidarități. Din fericire avem o iarnă blândă. Uniunea Europeană a reușit să-și asigure rezervele de gaz și să compenseze tăierea importurilor din Rusia. Rămâne o problemă pe termen lung în ceea ce privește asigurarea unor surse de energie la prețuri competitive. Cea mai mare problemă având-o Germania. Germania se bazează ca și economie pe export. Și până acum a beneficiat de surse de energie ieftine, de gaz ieftin din Rusia. Asta a fost filozofia economiei Germaniei pentru decenii. Dacă Germania va fi antrenată într-o criză economică, lucrul acesta se va resimți pe continent, inclusiv în România, Germania fiind principalul partener comercial al țării noastre. Un al doilea lucru pe care ar trebui să-l avem în vedere este susținerea în continuare a Ucrainei din toate punctele de vedere. În primul rând militar, trebuie să fim conștienți că această țară, dacă i s-ar diminua ajutorul, n-ar putea rezista mai mult de o săptămână, două săptămâni, dincolo de curajul pe care ei l-au dovedit în teren. Este clar că Occidentul a depășit niște linii roșii până acum pe care nu le-am fi imaginat. Am avut posibilitatea să fiu la conferința
de securitate de la München cu câteva zile înainte de începerea invaziei în 2022 și am văzut, în primul rând, retorica oficialilor germani, care în cel mai bun caz la acel moment își puneau problema unor livrări, dacă s-ar ajunge la o agresiune rusă, de căști și veste antiglonți. Astăzi discutăm de livrarea de tancuri Leopard. Deja Germania a livrat mai multe sisteme către muniție, armament letal către Ucraina. De asemenea, Germania a decis să investească 100 de miliarde de euro în apărare, iarăși un lucru de neînchipuit cu un an și jumătate înainte. Deci sunt niște modificări foarte clare la nivelul unor jucători importanți. Avem Franța, care este prezentă militar la Marea Neagră, un lucru care interesează România. Avem o creștere a investițiilor germane în apărare, la fel un lucru de care trebuie să ținem cont. Revenind la ajutorul pentru Ucraina, acesta este fundamental. Trebuie să înțelegem că dacă ne-am confruntat cu o victorie a rușilor în Ucraina, n-ar fi doar Ucraina înfrântă. În acest moment, la nivelul întregii propagande ruse, retorica este foarte clară. Rusia se luptă cu America și cu NATO în Ucraina. Deci, pentru o victorie a lor acolo ar fi o victorie împotriva Statelor Unite, împotriva NATO, împotriva Uniunii Europene, ar fi practic o victorie a autoritarismului lui Vladimir Putin. Pentru România ar trebui să fim siguri că dacă s-ar ajunge la posibilitatea unei victorii, măcar și parțiale, să spunem la ocuparea litoralului sudic al Ucrainei, sunt absolut convins că în această situație Rusia ar ocupa și Republica Moldova. Ar intra imediat în vigoare acea retorică a drepturilor istorice, s-ar găsi pretextele unei așa zise politici de asuprire a populației rusofone, a transnistrenilor și atunci Rusia n-ar ezita să ocupe Republica Moldova, ceea ce ne-ar aduce în situația deosebit de dificile din punct de vedere strategic. Din perspectiva mea, coșmarul geostrategic a României, am spus-o de multe ori, este să-i avem pe ruși din nou pe Dunăre sau pe Prut. Și de aceea România trebuie cu tot ceea ce poate și putem mult. Suntem, în primul rând, prin poziționarea noastră. Suntem un hub umanitar. Noi ajutăm foarte mult Ucraina cu exporturile pe care le face. Prin porturile românești de la Dunăre, de la Marea Neagră, sunt deja peste 12 milioane de tone de cereale ale Ucrainei care sunt exportate. Deci jucăm un rol foarte important și de aceea, indiferent, să spunem, de problemele istorice care au fost, de problemele care mai sunt, vedeți atitudinea Ucrainei față de minorități, între noi și Rusia trebuie să existe acest stat independent numit Ucraina. Adică consecințele pentru România vor fi mult mai grave, vorbesc la scară istorică. Sunt nu acum, un an sau peste 2 ani, peste 30 de ani, peste 40, peste 50 de ani, rusii vom avea de suferit din cauza Rusiei dacă avem graniță comună cu Rusia și de aceea ce trebuie să facem este să evităm o graniță comună cu Federația Rusă. Da, sunt de acord și nu trebuie legat, pentru că am văzut că foarte multă lume leagă problema, chestiunea minorităților cu războiul de agresiune al Federației Ruse. Sunt chestiuni diferite și cred că după terminarea războiului poate fi rezolvată și această problemă, mai ales urmând drumul pro-european, pentru că mereu am spus, valorile pro-europene vor obliga Ucraina să rezolve această chestiune în favoarea minorităților etnice de pe teritoriul ei. Dar aveți perfectă dreptate. Da. Dar revenind la evoluția din 2023, sunt și eu de acord cu dumneavoastră că Ucraina ar putea încerca să rupă acel coridor terestru dintre Donbass și Crimea, Melitopolul și toate, chiar și să avanseze în Lugansk, chiar și către Severodonetsk, dacă ar reuși să cucerească Kremlinul. Dar ce va face Federația Rusă? Pentru că ne așteptăm la o ofensivă și din partea Federației Ruse. Am văzut că vor fi mobilizați, toate datele indică că vor fi aduși pe front alți militari. Avem o schimbare de comandă foarte importantă. Domnul Gerasimov a preluat în aceste zile direct comanda trupelor din Ucraina. E un fapt destul de neobișnuit în contextul în care șeful statului major practic ultima carte pe care o are Vladimir Putin, înseamnă că situația nu merge exact cum trebuie. Și legat de această chestiune, tot o altă întrebare, cum vedeți situația de la nivelul armatei ruse în contextul în care acolo există, e secretul lui Polișinel că există un conflict între gruparea domnului Prigojin, Wagner Group și armata rusă. E clar că
sunt două săbi în aceeași teacă între Șoigu, Serghei Șoigu și domnul Prigojin. Bun, trebuie să pornim de la realitatea faptului că în momentul de față se termină ciclul de pregătire pentru acei 300.000, 250.000 de militari ruși care au fost mobilizați. Și, într-adevăr, va urma o ofensivă. De asemenea, peste o lună și jumătate se va încheia și ciclul de pregătire a celor care au fost încorporați în toamnă. Deci, în termen de două luni de zile, Rusia va avea, să spunem, între 350.000 și 400.000 de noi militari pe care să-i arunce în luptă. Chiar și această schimbare la care v-ați referit cu preluarea comenzii pe a întregului front de către Gherasimov arată că conducerea politică dă semnalul unei ofensive care va avea loc. Rămâne de văzut dacă se vor îndrepta spre Donețk, adică spre cucerirea întregii celor două, totala celor două regiuni, Donețk și Lugansk, sau cumva vom asista și la o ofensivă spre alte direcții. Se monitorizează concentrările de trupe din Belarus. Ucrainenii nu își pot permite să ignore și o posibilă amenințare asupra capitalei, dar cred că de data aceasta, ținând cont de sprijinul pe care l-au, de experiența acumulată, este aproape imposibilă invadarea Kievului. Și o asemenea ofensivă dinspre Belarus, inclusiv cu trupe ale Belarusului, ar pune o problemă ulterioară Kremlinului. Belarus are undeva cam, Belarus are 60-70 de mii de militari. Ei pot fi folosiți doar o singură dată. Deci dacă a reușit această ofensivă asupra Kievului, într-adevăr, este finalul războiului și nu mai este nevoie, să spunem, de un efort suplimentar major pentru Rusia. Dar dacă această ofensivă eșuează, practic, acest lucru va destabiliza Belarusul. În acel moment este mult mai probabil, scenariul ca unei revolte populare masive în Belarus, ceea ce îi creează lui Putin probleme suplimentare. Va trebui să ocupe militar acea țară, se va confrunta cu rezistență partizani în al doilea război mondial, datorită configurației, sunt multe mlaștini, sunt multe păduri. Germanii au avut mari probleme cu mișcarea de partizani în Belarus și sunt convins că și rușii se vor confrunta cu asemenea problemă acolo. Deci, dintr-un cost-beneficiu, cred că inclusiv în evaluările pe care le fac, este mai puțin probabil ca Belarusul să fie forțată să intre militar direct în acest conflict. Cel mult va fi folosită țara ca o platformă pentru lovituri aeriene, pentru lovituri cu rachete, eventual, să spunem, pentru o ofensivă asupra capitalei. Dar din evaluările de până acum, cred că este mai probabil, să spunem, după ce Rusia a reușit să treacă de Bahmut și Soledar, o încercare de a ocupa Donbass. Mai că este interesant, până la momentul septembrie am fi putut gândi că ocuparea Donbassului iar permite lui Putin declararea unei victorii, fiindcă depinde de el în acest moment, în bună măsură, când ar putea opri conflictul, clamând o așa zisă victorie, astfel încât să aibă pretextul necesar în plan intern, mai ales. Da. Numai că în septembrie ne-am confruntat cu anexarea a patru teritorii, deja au pierdut Hersonul, controlează o parte din Zaporojie, dar din punct de vedere constituțional pentru ruși, vorbesc de, din punctul lor de vedere, ei au patru subiecte ale federației care, asupra cărora au doar parțial control. Nu cred că va exista un referendum invers, astfel încât restul Rusiei, să asistăm la un referendum în restul Rusiei în care ei să decidă și să accepte scoaterea din teritoriul Rusiei, din componența Federației Ruse, a celor patru subiecte anexate în septembrie. Deci, chiar dacă ar ocupa Donbasul, părerea mea că războiul va continua. Probabil că Putin ar putea să urmărească o înghețare a conflictului în cel mai bun caz. Dar ați făcut referire la Prigojin, la
aceste grupuri de influență. Deci, ca să concluzionez, da, va urma ofensivă, sunt 300.000 de militari pe care îi pot să-i pună pe masă și numirea lui Gerasimov arată, să spunem, decizia conducerii politice de a forța un succes. Pe de altă parte, numirea lui Gerasimov culpabilizează în cazul unui eșec total armata. Și asta arată, să spunem, împărțirea responsabilității. Gerasimov era cel mai militarul cu cel mai înalt rang în momentul de față, a participat la planurile lor, dar să ne aducem că aminte că atunci când s-au confruntat cu insuccesul ocupării Kievului, s-a vorbit de faptul că FSB-ul a făcut acele planuri, că cei din conducerea militară, mai ales Gerasimov, aveau cu totul altă opinie și că practic acel insucces a invadării Ucrainei și al eșecului din primele săptămâni aparține FSB-ului și mai puțin armatei. De data asta, dacă va eșua această ofensivă care se prefigurează, va fi insuccesul total al armatei. În același timp, cred că venirea lui Gerasimov, ați vorbit de competiția între Shoigu, ministrul apărării, și Prigojin, patronul Wagner, trupelor paramilitare. Eu nu cred că există o unitate chiar și în interiorul armatei Federației Ruse. Și cred că mai curând fostul comandant care a fost numit în octombrie, generalul Suravikin, a fost pus pe o poziție e al doilea acum, este unul din alții săi. El este șeful forțelor spațiale și aeriene și alături de el mai este ca adjunct unul din viceministrii apărării și șeful forțelor trupelor de uscat. Să ne aducem aminte că imediat după venirea lui Suravikin în fruntea trupelor, s-a înregistrat acea retragere de la Herson. Până atunci și Prigojin și Kadyrov, de exemplu, liderul cecen, au fost foarte critici. Au reușit să-și schimbe 2-3 generali care comandau diverse secțiuni din front, de pe front. Ei, din contră, l-au încurajat și l-au felicitat pentru curajul de a face acest pas pe generalul Suravikin. Pe de altă parte, noi vorbim de ofensiva, de luptele de la Soledar și Bahmut și de rolul Wagner în teren. Dar alături de Wagner, Wagner folosește toată capacitatea artilerii, aviații, tancurilor. Wagner nu are unități blindate, nu are aviație. Ei folosesc, practic, întregul arsenalul armatei. De izbire a armatei ruse. Și cred că în acest moment ar putea fi interpretat, este doar o supoziție, să spunem, urmărind și evoluțiile, că se dorește, să spunem, un control mai bine al acestor grupări din armată și o prevenire, să spunem, a unei alianțe între elemente din armată și Wagner. Sunt convins că noi asistăm la conturarea unei partide a războiului. Sunt oameni din serviciile de informații, din mediul politic. Uitați-vă la declarațiile și monitorizați toate declarațiile făcute de Dmitri Medvedev. Medvedev a fost președinte a Rusiei, un om foarte interpretat în Occident ca un posibil partener. În timpul lui și al președintelui Obama a fost acel reset al relațiilor dintre Statele Unite și Rusia. Să ne aducem aminte cum doamna Clinton și cu ministrul de externe Lavrov apăsau pe un buton al resetării relațiilor dintre cele două state, iar dacă vă uitați pe declarațiile lui Medvedev, este de un antioccidentalism împotriva Americii, este de un partizan furibund al linii dure și al războiului total împotriva Ucrainei, considerând că de fapt este un război al Rusiei împotriva Occidentului, al Americii, Ucraina fiind doar spațiu fizic în care se manifestă acest război. Deci asistăm la conturarea unei partide a războiului cu lideri formali și informali. Wagner își trage sursa puterii din Africa. Acolo această grupare asigură paza și instruirea trupelor de protecție și a forțelor armate în unele state africane și în contrapartidă ei obțin acces mine. O mină de diamant, o mină de aur, sunt surse ilicite de bani. Asistăm practic la începe conturarea unei alianțe între elemente mafiote din Rusia, între elemente clasice de putere, cum este armata sau din armată, o parte din serviciile secrete, din politicieni, lideri din Federația Rusă de la nivel local, cum este Kadyrov, care din punct de vedere constituțional nu este nicio diferență între el și
liderul, un lider dintr-o republică din Siberia, dar totuși are o putere mult mai mare, are trupe în teren, are reprezentant în teritoriile ocupate care gestionează practic furtul grânelor care se duc în Cecenia și sunt vândute. Deci e o tabără dură. Și este, ar trebui să ne gândim că la un moment dat această tabără dură inclusiv poate să fie artizana unei lovituri de stat. Să ne aducem aminte că în august 1991 a fost constituit un comitet pentru situații de urgență care reunea președintele KGB-ului, ministrul apărării, ministrul de interne și care au considerat, au ieșit public și au spus că Mihail Sergeevici Gorbaciov are probleme de sănătate, nu-și mai poate exercita puterea și atunci acest grup preia puterea. În Moscova însă exista opoziție, exista Boris Yeltsin, au existat elemente din armată care au refuzat să îndeplinească ordine și lumea a ieșit în stradă. Tânărul capitan Suravikin era criminalul care intra cu un tank într-un grup de tineri care demonstrau împotriva puciului, omorând trei dintre ei. În august 91, vedem că au încetat demonstrațiile împotriva războiului, fiindcă au un aparat represiv și pedepsele sunt foarte mari. În Rusia sunt procese publice în care se judecă persoane care au avut curajul să distribuie pliante împotriva invaziei, să posteze pe rețelele publice și sunt pasibile de pedepse între 8, 10, 12 ani, iar cercetarea lor se face în stare de arest. Da. Tocmai ca să fie dați ca exemplu. 1,2 milioane cel puțin de ruși au plecat deja. Dacă vă uitați cum arată prețul chiriilor în Belgrad, la Erevan, în Armenia sau la Tbilisi, în Georgia, sunt crescute foarte mult, fiindcă sunt zeci de mii, sute de mii de ruși care trăiesc acolo, sunt în general tineri, sunt oameni cu abilități tehnice din zona IT, care au vrut să fugă să nu fie încorporați. Deci ei au lăsat, în momentul de față, la nivelul Rusiei se discută de purificare și de plecarea trădătorilor și inclusiv sunt diversi politicieni care propun ca cei care au fugit și în felul ăsta, ghilimele, au trădat patria, să aibă averile confiscate și să li se retragă cetățenia rusă. Deci posibilitatea să spunem că există un ferment al unei revolte democratice este mult mai scăzută decât posibilitatea, să spunem, unei lovituri de stat din partea unei partide a războiului care să consideră că Putin nu ia suficiente măsuri, că nu trece la asumarea războiului și merge la încorporarea și la mobilizarea generală. Eu sunt total de acord cu ceea ce a spus dumneavoastră, însă ca să existe și cred în acest scenariu și poate chiar în acest an, eu am spus de mai multe ori că o victorie uriașă a Ucrainei nu trebuie să se întâmple ocuparea Moscovei. O victorie uriașă în Lugansk, de exemplu, o victorie uriașă de a rupe Crimea, de Donbass, ar putea duce la o asemenea lovitură de stat în Federația Rusă. Dar e nevoie de acest factor coagulant, adică elita în momentul de față e strânsă în jurul lui Vladimir Putin pentru că nu are de ales. Dar o înfrângere, adică credeți că Rusia ar putea pierde războiul în Ucraina? Nu trebuie să ajungă Ucraina să ocupe Moscova, că toată lumea spune cum ar arăta victoria Ucrainei. Nu. Deci nu o să pună astfel de problemă și este imposibil. Deci nu vom ajunge la momentul 45 când Germania nazistă a fost înfrântă, fiindcă a fost cucerit Berlin. Nu, dar Rusia a pierdut războaie în istoria sa. Rusia a pierdut războiul Crimeei. Rusia a pierdut războiul și de fiecare dată când au pornit în război au tratat cu superioritate și nu au avut un suport popular. Războiul Crimeei al țarului Nicolae I n-a fost un război popular în rândul rușilor. Nici la războiul lui Nicolae al II-lea împotriva Japoniei din 1905, când în ambele războaie Rusia a fost înfrântă, umilită, de, în primul război de o coaliție, să ne aducem aminte că atunci a fost Anglia, Franța, Sardinia, deci parte din Italia, da? De acum și Turcia au luptat împotriva Rusiei și atunci în 1905 s-au pierdut împotriva Japoniei. Au pierdut situația, gândiți-vă la abdicarea țarului Nicolae al II-lea în care a avut loc când, pe fondul unor grave probleme economice și a unor insuccese pe front. Cred că mai curând ne îndreptăm spre o situație asemănătoare cu 1916 și 1917. Dar pentru asta, și am proprietatea cuvintelor, este nevoie de o revoltă populară. Revolta populară nu poate să manifeste decât în două condiții cumulate. În primul rând, mari pierderi.
și nu discutăm, ar trebui să mai aibă loc sute de mii de victime, 100 de mii, 200 de mii din partea rușilor, astfel încât să creeze o stare de nemulțumire. Ei în momentul de față au încorporat, mai ales din zonele sărace și din zonele cu minorități. Oficial, nu trebuia să depășească o medie de 1% din cei care aveau, care puteau să fie, să facă parte din acest val de mobilizare. În unele republici, subiectele federației s-au ajuns și la 4% și la 5%. Deci posibilitatea în care în aceste subiecte ale federației să vină mai mulți morți este foarte mare, mai mulți răniți. Deci, deja au fost nemulțumiri în Dagestan, în Tatarstan. E un lucru important, de exemplu, acum două zile Parlamentul din Tatarstan, la solicitarea expresă a Centrului Federal, a Moscovei, a renunțat la titlul de președinte pentru cel care conducea Republica Tatarstan. Deci observăm un proces de centralizare. Și ei evaluează, adică cum discutăm și noi, să nu vă închipuiți că cei din serviciile secrete, cei care sunt consilierul lui Putin, nu se gândesc la posibilitatea unei disoluții a statului în ori probleme interne. Va fi dificil pentru Kremlin însă, în momentul în care pot să înceapă asemenea revolte, să gestioneze și o situație militară și, să spunem, să reprime anumite manifestații. Deci, o revoltă care să ducă la căderea regimului și la acceptarea înfrângerii trebuie să pornească din asemenea republici, din asemenea zone din interiorul Rusiei, dar ea va fi generată de un număr de pierderi mult mai mare. Deci să ne echipuim că dacă astăzi vorbim de 100.000 de morți și răniți, este suficient. În al doilea rând este nevoie de probleme economice. Încep deja să apară primele efecte ale sancțiunilor, dar și noi am supraestimat efectul acestor sancțiuni. Va mai dura. Rusia are capacitate să vândă petrol, e adevărat, pe prețuri mult mai mici. Problema aici e câte resurse va avea Rusia astfel încât să ducă războiul și în același timp să plătească pensii și salarii. Fiindcă odată ce lumea va sta la coada la alimentele de bază, odată ce lumea, să spunem, își va primi pensiile cu întârziere sau salariile, vor apărea asemenea probleme. Odată ce lumea se va confrunta când pe fiecare stradă vor veni 2, 3, 4, 5 sicrie. La sfârșitul anilor 80, în decizia de a se retrage din Afganistan, ei s-au retras, au intrat în 79 în decembrie în Afganistan, au ieșit în februarie 89, au avut doar 13.500 de morți. Și s-a creat atunci un comitet al mamelor, soldaților morți în Afganistan, care au fost foarte vocale în momentul respectiv. O mamă care își pierde copilul pe front nu prea are ce să piardă. E greu să o ameninți cu închisoarea, cu aparate de represiune. Și atunci lumea va deveni foarte vocală când pierderile acestea vor fi din ce în ce mai consistente. Deci, într-o asemenea conjunctură, dar pe de altă parte trebuie să ne gândim că, de ce spun că undeva poate în a doua jumătate a anului viitor? În acest moment Occidentul a gestionat iarna. Bine. Problemele interne. Trebuie să ne gândim că ne confruntăm cu o inflație la nivelul tuturor țărilor europene, cu prețuri mari la energie. Lumea este obosită după pandemie. Populația, din punct de vedere psihologic, trece de la șoc la șoc. A fost momentul pandemiei absolut inedit și stresant pentru toată omenirea, după care vine acest război. Mai stresant pentru europeni, fiindcă prețurile mai mari pe energie sunt aici. Europa trebuie să gestioneze 6 milioane de refugiați ucraineni și în bună măsură trebuie să gestioneze și din punct de vedere situația economică intern, dar în același timp să sprijine în continuare și Ucraina. Și există, să spunem, posibilitatea ca să asistăm la o oboseală a războiului, la acel war fatigue undeva în toamnă, în care perspectiva unei a doua ierni, cu un război de uzură, în care lucrurile să nu meargă prea, să asistăm la un Bahmut care să vorbim despre Bahmut și în octombrie anul viitor, în care să avem 50.000 de morți din partea rușilor și 30.000 din partea ucrainelor, să fie un Verdun, s-a întâmplat primul război mondial, să fie un Stalingrad, da, care consumă resurse foarte multe și practic Occidentul să livreze un număr acceptabil de armament și muniție astfel încât Ucraina să poată rezista. Rusia, chiar dacă e supusă embargoului, trăiește mai prost, dar are capacitatea să trimită constant câte 100.000 de oameni în acest malaxor, în această mașină de tocat carne și să tragă cu armament din producția anii 80-90 fără a fi foarte sofisticate. Gândiți-vă că pentru a produce rachete de tip sovietic cu care trag din anii 80
e suficient să demontezi niște aparate casnice acum. Sunt statistici care arată că, spre exemplu, importurile de, din Armenia și Kazakhstan, spre exemplu, și reexportul spre Rusia a crescut de vreo două ori pentru aparate casnice, cuptoare de microunde, mașini de spălat. Astea sunt demontate și folosite microchipurile și ce mai sunt pe acolo, chestiile tehnice, pentru chestii de bază din lucrurile. Deci asta este cel mai mare pericol, să asistăm la un război de uzură și, de fapt, asta și dorește Rusia. Gândiți-vă că discutăm din punct de vedere demografic de o țară de 40 de milioane versus de o țară de 140 de milioane. Și mai există o mentalitate pe care rușii o au, indiferent că s-a numit Petru cel Mare, Caterina cea Mare, Stalin sau Putin. Pentru ei, propriul soldat reprezintă o consumabilă. Este aceeași mentalitate și dispreț față de viața iobagului rus sau mujicului rus și pe vremea Ecaterinei și pe vremea lui Putin. Faptul că mor 100.000 de oameni contează, este irelevant pentru conducerea politică și militară a Rusiei. Important este obiectivul politic. Iar obiectivul politic Rusia deocamdată și-l menține. Mai că trebuie să avem, este un joc pe care trebuie să-l, cum să spun, să-l înțelegem. Și că faptul că o victorie a Rusiei în Ucraina nu este doar o înfrângere a Ucrainei, ci este o înfrângere a modelului pe care reprezintă Occidentul, o înfrângere a fiecărei țări, partea Uniunii Europene și partea NATO. Deci deocamdată ne-am arătat rezistența și, repet, în a doua jumătate a anului putem avea o soluție diplomatică. Nu știu la ce ar însemna până atunci eliberarea teritoriului ucrainean, dacă ucrainienii vor reuși să-și elibereze întreg teritoriul sau doar o parte, dar este clar că în a doua parte a anului, pe fondul unei oboseli generalizate și a unei lupte de uzură, să vă spun efectul, să fie o soluție de pace, astfel încât până la urmă Rusia să-și accepte înfrângerea și faptul că nu și-a atins obiectivul său. Gândiți-vă de la ce s-a început. Denazificarea, exact. Demilitarizarea Ucrainei. Dar în caz contrar... Iar în... acum... Vă rog. Iar Zelenski este în continuare la putere. Din contră, armata ucraineană este mai puternică decât în 24 februarie. Ba mai mult, situația strategică s-a înrăutățit, fiindcă ai două state care altădată erau neutre, mă refer la Finlanda și Suedia, și care acum vor deveni partea NATO. Deci ți-ai înrăutățit această situație strategică prin războiul pe care l-ai declanșat. Dar ați spus și că există acest scenariu că armata rusă sau Rusia și Vladimir Putin să încerce să ducă acest război de uzură cât mai mult, inclusiv până anul viitor, pe aceleași poziții, cu pierderi colosale, pentru că au și resursă umană și populația e mult mai ușor de controlat. Această posibilitate. Exact. Dar aici răspund. Aici, cum să spun, dacă sancțiunile vor fi menținute asta și... Asta voiam să întreb, da. Da, și problemele economice vor apărea, se vor propaga pentru rusul de rând. Rusul de rând care trebuie să înțelegem, Moscova și Sankt Petersburg sunt cum erau RDG-ul și Cehoslovacia pe vremea comuniștilor, da, pe vremea lagurile de la Varșovia erau vitrina socialismului. La fel și, da, Rusia profundă nu e Moscova și nici Sankt Petersburg, dar ei au nevoi mici. Gândiți-vă că cei din republici precum Bașchiria, da, veneau, se înrolau în armată pentru un salariu la început de 500-600 de dolari. Când se câștiga venitul acolo și 200-300 de dolari. Deci, iau nevoi mici, dar când și aceste puțin bani pe care au, îi vor primi cu întârziere. Când vor avea multă suferință și moarte în casă, practic, din cauza acestui război, atunci ne putem trezi cu o colapsare și a frontului. Lumea să mai refuze să lupte pe front, să ne trezim că sunt unități care refuză să lupte sau care pur și simplu să predau, când avem demonstrații în care va fi foarte evident. Și în 1917 țarul a pus cazace, a tras în populația care stătea la coadă la pâine și până la urmă a fost dat la o parte. Da. Și aici nu trebuie să... Inclusiv atunci putem să vedem că elemente și din armată și din servicii, ca să-și prezerve poziția, să considere că este prea mult și să pună stop. În singurul moment când armata rusă a avut o influență și în schimbarea unui lider a fost în februarie 1917, când șeful stafcăi, șeful statului major, a avut un rol important în a-l convinge pe țarul Nicolae al II-lea să abdice. Deci se poate întâmpla cu asemenea soluții. Două minute la încheiere, ce ar trebui să facă România din punctul meu de vedere? Da. În primul rând trebuie să menținem solidaritatea față de Ucraina. Din punct de vedere politic, trebuie să menținem stabilitatea politică. O criză guvernamentală la București ar fi un cadou nemeritat pentru Putin, ținând cont de rolul pe care îl are România în ajutorarea Ucrainei. De asemenea, trebuie să vedem această criză și ca o oportunitate. Indiferent de rezultatul războiului, va exista un proces de reconstrucție al Ucrainei.
România poate să joace un rol fundamental prin proximitatea de zone distruse, precum Herson, Zaporojie, Nicolaev. Este cel mai simplu pentru o companie occidentală locată în România să vină să participe la reconstrucția de aici. Deci discutăm de implicarea companiilor românești, dar România poate să fie un hub și o platformă pentru multe companii, companii occidentale, companii europene și companii americane. Trebuie să dezvoltăm proiectele energetice. În decembrie s-a semnat acel proiect cu cablu submarin, care este foarte important. Da? Deci va crește rolul României. Trebuie să dezvoltăm proiectul de gaz la Marea Neagră, astfel încât să putem să plusăm din punct de vedere energetic și în același timp, fiindcă vorbim de diverse aseturi, de diverse lucruri care se vor construi la Marea Neagră, trebuie să înțelegem că România trebuie să-și construiască niște capabilități navale. Noi ne confruntăm cu un deficit cronic de capabilități navale ale Marinei Militare ale României. Am eșuat în programele de înzestrare de până acum. Timp de în ultimii 10 ani nu am reușit pe zona navală să achiziționăm niște capabilități robuste de descurajare. Vedem ce se întâmplă, că din cauza convenției de la Montreux, strâmtorile sunt închise. Practic NATO nu mai poate trimite nicio navă și în felul ăsta rămân 3 state NATO cu propriile forțe, Bulgaria și România, care au o capacitate palidă în domeniul naval, și Turcia, care din cauza poziției speciale față de Rusia și a jocului pe care îl face, deci nu dorește să spunem și consideră suficient că avea o fregată și un submarin în Marea Neagră, este suficient în actuala situație. Și din acest punct de vedere trebuie să înțelegem că trebuie să schimbăm acele proceduri pentru achiziția armamentului. Noi trebuie să facem proceduri mai suple. În acest moment totul durează prea mult, este un proces cronofag în care fiecare componentă dorește să-și dilueze responsabilitatea și vedem practic că după un an de zile de la începerea războiului nu există prea multe programe care au fost finalizate de înzestrare. Sunt programe în curs, sunt programe numeroase, programe aprobate de Parlament, sunt diverse proceduri în diverse stadii, dar din păcate acest program de achiziții trenează. Și dacă vrem într-adevăr să avem forțe de, capabile de descurajare, trebuie într-adevăr să avem capacitatea să flexibilizăm aceste proceduri. Și un ultim lucru. Pentru prima dată America poate să aibă o strategie predictibilă și pe termen lung la Marea Neagră. Este o decizie a Congresului, s-a inserat un amendament foarte important și în 6 luni de zile administrația americană trebuie să vină cu o strategie pe multiple domenii, militar, energetic, combaterea dezinformării, economic. România trebuie să aibă o contribuție foarte importantă în această zonă, fiindcă noi suntem pivotul cel mai important pentru Statele Unite. Așa cum Polonia este țara cea mai apropiată de americani și partenerul cel mai de încredere în zona Baltică, la fel este și România aici. De aceea cred că ar trebui să acordăm mult mai multă atenție. Am vorbit de Franța și de rolul pe care îl joacă Franța. Germania în curând își va anunța propria strategie națională de securitate și credem că România din momentul de față reprezintă, să spunem, un partener deosebit de interesant și de important, nu doar pentru Statele Unite, dar și pentru Franța și pentru Germania. Deci depinde de noi ca să jucăm cât mai bine și să transformăm această criză într-o oportunitate pentru România și interesele sale de securitate. Sunt total de acord și mă alătur a ceea ce ați spus, mai ales în ceea ce privește văduvirea forțelor navale și situația lor e absolut dezastruoasă în contextul în care, cum a spus și anul trecut, au fost semnate într-adevăr contracte, cred că F-16 și cele de drone, dar e mult prea puțin, avem o coastă mare de apărat, suntem într-un plin război la Marea Neagră, sperăm că vin și submarine, dar să se schimbe și aceste proceduri, pentru că în Parlament trebuie să se schimbe, avem și legea offset-ului care încă e în Parlament, sunt multe chestiuni, poate le vom rezolva în 2023. Dar o ultimă întrebare foarte pe scurt, domnule Scutaru. Republica Moldova, ați vorbit de Republica Moldova că ar urma ea, ați vorbit de riscul de a fi ocupat în cazul în care Rusia va ajunge la gurile Dunării și va continua această obsesie imperiului. Ar trebui România să ajute și militar? Pentru că am văzut Germania, surprinzător, a început să ofere Republicii Moldova inclusiv blindate Pirania, se vorbește chiar de drone, avem confirmarea de la Chișinău, adică o tentativă de a înzestra această armată a Republicii Moldova, care e una dintre cele mai văduvite din întreaga Europa. Moldova, mulți ani la rând, indiferent de guverne, s-a agățat de această iluzie a neutralității, considerând că neutralitatea va fi respectată. Neutralitatea, de fapt, a fost introdusă în Constituție nu ca să apere de Rusia, ci de fapt ca să fie sigură la vremea respectivă conducerea politică că Moldova nu va intra în NATO.
Deci din această perspectivă ar trebui să vedem neutralitatea. Și mulți ani la rând, Moldova nu a investit mai nimic în apărare. Mă bucură faptul că în ultimele luni conducerea actuală a Republicii Moldova a înțeles și ei la începutul războiului erau foarte defensivi și evitau orice discuție privind consolidarea capabilităților militare. Trebuie să fim totuși conștienți că Moldova este o țară mică, nu are această adâncime strategică cu Marea Ucraina, astfel încât chiar și un atac se poată pierde în sine, să-și piardă suflu. Și de asemenea, nu are nici o forță militară prea puternică numerică. Dar de asemenea, este un semnal pe care îl dau. Și bineînțeles, România, dincolo de, poate să dea misiuni de antrenament, există și alte canale, dar de asemenea, ceea ce este important, fiindcă de subliniat, dacă Ucraina este teatrul unui război kinetic clasic în momentul de față, Moldova este teatrul unui război hibrid pe care Rusia îl poartă. Vedem cum s-a încercat destabilizarea Găgăuziei, zona specială din sudul Republicii Moldova, de unde au început primele demonstrații prin care se cerea gaz mai ieftin, se cerea imperativ ca Maia Sandu să negocieze cu Vladimir Putin pentru a obține gaz mai ieftin pentru Republica Moldova. După aceea, demonstrațiile s-au mutat la Chișinău. Partidul ușor plătește aceste demonstrații, presa occidentală a subliniat legăturile între serviciile secrete și partidele prorusești de acolo. Deci trebuie să fim conștienți că în acest moment există o implicare a FSB-ului, a GRU-ului pentru a destabiliza Republica Moldova, iar România face foarte bine că ajută energetic cu tot ce se poate, lemne de încălzire, gaz, curent electric, repăcură Republica Moldova pentru a trece de această iarnă și pentru a menține o stabilitate socială cât de cât, astfel să preîntâmpine un colaps al actualului regim. Trebuie să ne gândim că anul acesta, în toamnă, în Republica Moldova vor fi alegeri locale, va fi un barometru important și nouă nu trebuie să ne fie indiferent ce se întâmplă în Republica Moldova. Ce trebuie să facem este că, dincolo de aceste ajutoare, noi trebuie să fim conștienți că trebuie să avem și o prezență economică mult mai susținută. Deocamdată este doar Banca Transilvania prezentă acolo, vorbesc de investiții mai consistente, iar în plan energetic avem acel gazoduct până la Chișinău. Poate ar fi cazul să existe și niște proiecte care să fie finalizate și cred că ar fi nevoie și inclusiv de o deschidere mai mare din partea guvernului de la Chișinău pentru a-și asuma niște parteneriate și companii din România să participe și să obțină privatizări, legal, bineînțeles, în virtutea unor proceduri transparente, implicarea în sectorul mai pregnant în sectorul energetic din Republica Moldova. Fiindcă altfel, dacă se va schimba conducerea politică, vom ajunge la perioada anterioară, când influența României în Republica Moldova era infimă. Deci noi trebuie să avem niște pârghii de influență, dincolo, să spunem, de, și asta în plan economic, care să fie robuste, consistente și să transceadă, să spunem, o guvernare care astăzi este favorabilă sau mâine ți-ar fi defavorabilă. Da, și sunt de acord, componenta economică poate fi un factor decisiv pentru a ajuta Republica Moldova să treacă de acest război hibrid, pentru că ar fi un cataclism geopolitic pentru România ca Republica Moldova să fie controlată din nou de Federația Rusă, o să fie un stat între granița NATO și Ucraina, să avem din nou Federația Rusă, ar fi într-adevăr o provocare uriașă și pentru România mai ales. Domnule Scutaru, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Obiectiv Euroatlantic. Vă aștept în acest an, poate cu vești foarte bune de pe front, din Ucraina. Mulțumesc din nou că ați fost alături de noi și o zi frumoasă vă dorim. Mare plăcere și sper ca următoarele noastre comentarii să fie mult mai optimiste, determinate și de o evoluție din ce în ce mai bună pe teren, lucruri care se pot întâmpla. Deci trebuie să ne menținem optimismul și să credem că Rusia poate fi oprită. Deci lucrul ăsta s-a întâmplat. Gândiți-vă că în 24 februarie puțină lume credea că Ucraina va rezista mai mult de câteva zile. Discutăm de un an în care Ucraina rezistă, Ucraina se bate, iar Occidentul își manifestă solidaritatea în continuare. Și e foarte bine că o face. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi la Obiectiv Euroatlantic. Rămâneți pe Defense România. Mulțumim că sunteți parte din noi.